Cei care aveți Biblia, vă invit să o deschidem, continuând gândurile pe care fratele Nelu le-a început mai devreme. Deschideți, vă rog, cu mine la Iacov, capitolul 5. Aș dori să citesc de la versetul 7 până la versetul 16. Sunt câteva versete. Iată ce spune Biblia. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului, spune Iacov, iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și ploaia târzie. Fiți și voi, dar, îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată că noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da, al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și versetul 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu provocat de cuvintele pe care le-am auzit deja rostite și dacă fratele Nelu vorbea despre ce înseamnă să zidești pe o temelie bună, pe o stâncă și zidim atunci când ne aprofundăm în cuvânt, zidim atunci când ne încredem în Dumnezeu, zidim atunci când suntem conștienți de propria noastră viață. Și dacă ați fost atenți la mesajul care a fost, chemarea era să ne analizăm temelia și ce zidim pe această temelie. Și dați-mi voie să continui acest gând în seara aceasta și citind din ce scrie Iacov bisericii, implicit nouă, să vedem ce înseamnă să zidești pe temelia care a fost pusă, care este Hristos. Însă noi putem să zidim pe această temelie, da? Și ceea ce spune de fapt Iacov este să zidim lucruri simple. Dacă veți citi, și despre asta vreau să vă vorbesc în această seară, despre ce înseamnă să trăiești o viață necomplicată, simplă, zidind pe temelia care este deja Hristos, pe acea stâncă care nu se poate schimba. Dacă veți citi epistola scrisă de Iacov, veți vedea că Iacov scrie foarte simplu. Toate cele 5 capitole ale lui Iacov sunt o lectură plăcută și ușoară. Teologia lui este foarte, foarte accesibilă tuturor. Ce spune, în esență, Iacov scriind bisericii și scriindu-ne și spunându-ne nouă în seara aceasta? Cum să trăiești pentru Dumnezeu necomplicat? Poate una dintre cele mai mari metehne ale omului modern este că trăiește o viață complicată. Ați putea sincer să ziceți în dreptul vostru, trăiesc o viață complicată. Ce înseamnă să trăiești complicat? Știm fiecare dintre noi. Uneori viața e complicată, iar alteori ne-o complicăm noi. S-ar putea să ai o viață complicată în seara aceasta sau s-ar putea ca tu să-ți complici propria ta viață. N-ați vrea împreună să învățăm cum să poți zidi câteva lucruri simple, pentru că viața cu Dumnezeu este o viață frumoasă și aș vrea să învățăm câte ceva din frumusețea vieții simple cu Dumnezeu. Observați, încep textul de la versetul 16. Zice Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aș vrea să încep spunându-vă că a trăi o viață simplă cu Dumnezeu și frumoasă în același timp, începe cu simplitatea unei vieți fără poveri.
A trăi frumos și simplu pentru Dumnezeu, spune Iacov, înseamnă să trăiești fără poveri. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. De ce? Ca să fiți vindecați. Asta e tot? Asta e tot. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă vrei să te bucuri de o viață simplă cu Dumnezeu, trebuie în primul rând să înveți să trăiești fără poveri. Simplitatea vieții cu Dumnezeu înseamnă să nu porți poveri pe care Dumnezeu n-a vrut niciodată să le porți. Știți că noi ca și creștini suntem experți în a duce poveri pe care Dumnezeu n-a vrut să le ducem niciodată. Zicem de multe ori, adu-ți povara ta la picioarele Domnului, dar chiar o facem? Pot să vă dau câteva exemple de poveri pe care le purtăm noi ca și creștini? Poveri pe care Domnul n-a intenționat niciodată să le purtăm? Iacov zice, e principiul, el vorbește despre păcate, despre mărturisirea păcatelor. Principiul este, dacă ai o povară, dacă ai o problemă, rezolvă-o. Oare în complexitatea vieții pe care o trăim, în lumea modernă, atât de plină de tot felul de lucruri, mai știm principiul ăsta simplu? Ai o problemă spirituală? Zice Iacov, rezolvă-o. Cum? Ce poveri putem noi ca și creștini? Câteva exemple foarte simple, pornind chiar de la versetul acesta. În primul rând, purtăm povara păcatelor nemărturisite. Ne-am obișnuit să le ducem după noi. Două păcate nu se compensează cu trei lucruri bune, ca să ieși pe plus. Asta merge în finanțe, asta merge în contabilitate. Un lucru rău nu-l compensezi făcând două lucruri bune. Lucrul rău trebuie rezolvat. Iacov zice, aveți o problemă spirituală? Rezolvați-o. Cărăm povara păcatelor nemărturisite. Credem că timpul rezolvă problema. Nu, timpul nu rezolvă problemele, păcatele nemărturisite. Timpul doar diminuează intensitatea cu care noi putem să gândim la ele. Praful timpului nu rezolvă problema sufletului. A, că noi uităm și Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât memoria noastră să se diminueze vis-a-vis de lucruri din vechime, dar totuși, undeva acolo, în conștiința și în cugetul tău, e o povară pe care o duci după tine. De luni până duminică și de duminică până luni. Iacov zice, ai o problemă spirituală? Rezolvă-o. Mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Viața simplă și frumoasă cu Dumnezeu presupune o viață fără poveri. Proverbe 28:13, știți versetul, da? Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Complicat? În esență, foarte simplu. Atunci, întrebare, de ce ducem cu noi atâtea poveri? De ce ducem cu noi povara păcatelor nemărturisite? Credem că, știți că există în popor vorba asta, că timpul le rezolvă pe toate. Nu există așa ceva. Poate memoria noastră se mai șterge, hardul mai dă câte o eroare la citirea datelor, dar altceva nu se întâmplă. Singurul care poate să-ți șteargă păcatele și vina este Hristos și sângele lui Hristos când noi ne pocăim. Zice Iacov, ai o problemă spirituală? Rezolvă-o. Cum? Mărturisește-le. Cărăm povara păcatelor nemărturisite. Aș vrea să vă provoc la ceva în seara asta. Ne vom ruga înainte să mergem acasă. Dacă ceva simți că ți-apasă sufletul, poate trebuie să stai înaintea Domnului și să te cercetezi. Zicea fratele, noi obișnuim să ne cercetăm la cină și bine că o facem atunci, dar ori de câte ori stăm în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului lui, ar trebui să o facem. Dacă te cercetezi și e ceva acolo, cereți iertare Domnului și poate că ți-aduce aminte că trebuie să mai ceri iertare cuiva din biserică sau unui vecin de-a tău sau soției tale sau soțului tău, sau copiilor tăi, sau vreunui coleg de muncă, un coleg de la școală. Asta zice Iacov. A trăi frumos cu Dumnezeu înseamnă a trăi simplu. A trăi simplu înseamnă
să trăiești fără poveri. A trăi fără poveri, unul scapă de povara păcatelor nemărturisite. Doi, sunt câteva poveri foarte rapid. A doua povară pe care noi suntem experți în a o căra este povara îngrijorărilor și a temerilor inutile. Cărăm povara asta după noi zi de zi. Ne îngrijorăm. Citeam o statistică. 95% din lucrurile pentru care îți faci griji zilnic nu se întâmplă niciodată. 95% din lucrurile de care zilnic te îngrijorezi nu se întâmplă. Iar diferența de 5% până la 100% se întâmplă și n-ai ce să faci. Pleci la lucru și îți pierzi portofelul. Asta este, îți pierzi cheile. Pleci și îți uiți ceva. 95% însă din îngrijorările noastre nu se întâmplă niciodată. Atunci vă întreb, ca și copii ai Domnului, haideți să scăpăm de povara îngrijorărilor și a temerilor inutile. A te îngrijora e una și a te îngriji de viață e altceva. Îngrijește-te de viața ta, dar nu te îngrijora pentru viața ta. A te îngriji de viață nu înseamnă să fii, sau poate cineva o să zică, oh, gata, nu mai am nimic de făcut, în sfârșit am auzit și de la Amvon că mi s-a zis că nu trebuie să fac nimic. Corectare, nu v-am spus că nu trebuie să faceți nimic. V-am spus să nu vă îngrijorați în mod inutil. Trebuie să te îngrijești. A te îngriji de viața ta, de familia ta, înseamnă a fi responsabil. A te îngrijora și a aduce povara asta cu tine e ceva ce te îngreunează singur. Pavel reia subiectul ăsta, Filipeni capitolul 4, zice, nu vă îngrijorați de, cum zice acolo, de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ascultați, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Toți ne îngrijorăm. Trăim într-o lume care e predispusă să creeze circumstanțe pentru îngrijorare. Numai uitați-vă când vă vine factura la gaz, când vezi atâtea cifre, una lângă alta, că acolo e problema, nu că-s cifre, ci că-s una lângă alta, înghesuite, și aia reprezintă suma pe care trebuie să o plătești. Îți vin, eu știu, alte lucruri care zilnic, Pavel zice, nu vă îngrijorați pentru nimic. În toate lucrurile, zice el, aduceți-le înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte spune el, despovărați-vă de ele. Și în orice caz, oricât te îngrijorezi, factura vine. Încercările vin, necazurile vin, da? Deci, o viață cu Dumnezeu simplă și frumoasă înseamnă o viață fără poveri. Povara păcatelor nemărturisite, povara temerilor și îngrijorărilor și mai măcar un lucru, povara nemulțumirii. Dați-mi voie să zăbovesc doar două minute. Știți că povara nemulțumirii e o povară tare grea pentru unii. Am cunoscut un frate, una din bisericile unde am slujit, ori de câte ori mă vedea, că era de 10 ori pe săptămână, nu ne vedeam din fericire așa de des, dar ne vedeam. Primul lucru, unii nu saluta cea, frate, hai să-ți zic o problemă. Omul cu probleme, întotdeauna. Vrei o problemă? El era omul tău. Cel puțin una. Frate, hai să-ți zic o problemă. Mă întreb de multe ori, toți avem probleme, haideți să fim realiști. Dar, în mijlocul a tot ceea ce trăim, oare putem să scăpăm de povara asta nemulțumirii? Și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătos, așa cât sunt, că m-am trezit și în această dimineață, că mulți oameni nu au avut harul ăsta. Se spune că la fiecare 3 secunde sau ceva de genul ăsta moare câte un om în lume. 3 secunde. De când am început eu să vorbesc, au murit câțiva zeci de oameni. Dar noi suntem aici. E un motiv de mulțumire. Că ai un loc de muncă, că ai o familie, că ai o casă sau o ușă pe care o închizi după ce ajunge acasă, că ai ce pune pe masă. Dar cărăm povara asta nemulțumirilor. O ducem cu noi nemulțumiți de la
președinție până la eu știu unde vreți voi. Zice Iacov, dacă vrei să trăiești frumos cu Dumnezeu, trăiește fără poveri, da? Câteva lucruri, ar fi încă multe de spus, dar câteva principii foarte frumoase și aș vrea câteva minute să mai îngăduiți să ne uităm peste ele, pentru că ele clădesc pe această temelie solidă care este Hristos. Clădește simplu, fără poveri. Ăsta e primul lucru, da? Viața frumoasă cu Dumnezeu înseamnă o viață despovărată de păcate, de frustrări, de nemulțumiri, de temeri inutile și lista poate să continue, da? Vă citesc versetul 9, 10 și 11. Ascultați. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților. Ce bine ar fi să nu o facem. Ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă, zice Iacov. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Și observați după ce introduce aceste idei, Iacov zice în versetul 12, mai presus de toate frații mei să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Cum poți să trăiești simplu și frumos cu Dumnezeu? Trăiești o viață lipsită de poveri. Și doi, simplitatea unei vieți lipsite de conflict. Asta zice de fapt Iacov. Trăiește neconflictual. Îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri despre ce înseamnă să trăiești neconflictual. Suntem oameni cu toții. Și întotdeauna eu am mai multe dreptate decât aveți voi. Aproape sunt sigur de asta, dar nu chiar 100%. Dar dacă am o conversație cu cineva, nu, ziceam doar ipotetic. Totdeauna noi avem dreptate. Chiar dacă nu avem. Știți ce zice Iacov? Da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când trebuie să spui da, spune da, iar când trebuie să spui nu, spune nu. Nu-i păcat să spui da și nu-i nici păcat să spui nu. Păcat e când zici da cu gura și faci nu cu mintea sau cu inima sau cu acțiunile. Și invers. Știți că dintre cele mai multe conflicte pe care le avem, unul din cele mai mari e conflictul cu noi înșine. Nu reușim să dăm la pace între minte și inimă. Inima zice nu, creierul zice da, sau invers. Zice Iacov, fraților, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Când nu ești capabil în mintea ta și în inima ta să faci distinția între când să spui da și când să spui nu, ești inconsecvent, ăsta e primul lucru. Dar e conflictul pe care nu reușești să ți-l împaci, conflictul interior cu tine însuți. De multe ori trăim conflictual între ceea ce spunem și ceea ce facem. Că aici e problema noastră ca și creștini în societate. Noi trebuie să fim consecvenți, consistenți. Și una din modalități este când spunem la ceva da, să și trăim acel da. Când te duci la colegul tău de muncă și tu, care ești credincios, spui da, el se așteaptă să vadă da. Când spui nu, se așteaptă să vadă nu. Dar problema este că noi, de multe ori, avem un conflict interior între a hotărâ când să spunem da și când să spunem nu. Și atunci ajungem la ceea ce spune Iacov, cădem sub judecată. A cui judecată? Noi singuri ne acuzăm. Pentru că dacă am fi simpli și am spune da, când apare conflictul ăsta? Sunt valorile pe care le-a pus Dumnezeu în noi și valorile societății despre care ni se spunea, care încearcă din răsputeri să ne tragă, să ne modeleze. Zice Pavel, scriind romanilor, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia.
Chipul viacului este sistemul de valori, mentalitatea, tot ceea ce lumea prețuiește. Cel mai mare conflict deseori este între valorile pe care le-a pus Dumnezeu în noi și valorile lumii. Și suntem zilnic în această luptă, dacă vreți, în acest conflict între am spune da unor lucruri din lume, dar inima noastră ne zice nu, pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Am spune nu unor lucruri pe care le vedem afară, dar în sufletul nostru am vrea să fie da. Zice Iacov, trăiește neconflictual. Știu că e foarte greu de multe ori să facem asta, conflictul cu noi înșine. Dar cred că ar trebui să ne sedimentăm niște valori simple ale cuvântului lui Dumnezeu, așa cum am fost învățați încă de la începutul slujbei din seara asta, și aceste valori să fie valori nenegociabile. Tu știi că Dumnezeu te cheamă să trăiești o viață de sfințenie. Asta e o valoare nenegociabilă. Indiferent cine, ce îți spune, e o valoare nenegociabilă. Tu știi că familia ta are valoare și asta este o valoare nenegociabilă. Știi că îl iubești pe Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, e ceva nenegociabil. Învățați, dragii mei, hai să învățăm împreună când să spunem da și când să spunem nu. E mai bine să spui da când știi că poți să faci da. Și nu-i rău să spui nu. De multe ori, noi înșine ne punem în postura de a spune ceva, de a ne lua un angajament și apoi de a nu fi în stare să ne ținem de el. Asta e problema, zice Iacov. Atunci cazi sub judecată. Dacă ții un angajament înaintea lui Dumnezeu, frate și soră, ține-l. Ar fi multe de spus. Știți că noi de multe ori luăm așa angajamente epopeice din astea mari. Zicem la sfârșitul anului, Doamne, acum anul ăsta mă hotărăsc să mă rog 2 ore pe zi. Sună fain. Știți cât e de greu să te rogi 2 ore în fiecare zi? Știți? Trebuie să faci antrenament. Încep cu 5 minute, cu 10 minute, cu 20 de minute. Anul ăsta voi citi toată Biblia de la un cap la altul. Ați luat vreodată angajamentul ăsta? Să nu-mi răspundeți, vă rog. În cazul în care l-ați luat, te trezești că n-ai... Și ca să citești Biblia într-un an, trebuie să citești suficient de mult în fiecare zi. Da? Și zici, păi azi am avut de citit 3 capitole, dar n-am apucat, că am venit târziu de la lucru, am fost obosit, s-a spart o conductă de apă, a trebuit să vină instalatorul, după aceea a venit administratoarea și las că mâine citești 6 capitole. Da, de unde? Peste o săptămână ești în urmă cu 20 de capitole și te prinde luna noiembrie tot în Cartea Levitic. Dragii mei, haideți să învățăm ceva de la Iacov. Trăiește simplu, cum? Fără poveri. 2. Trăiește neconflictual. Și ar fi multe încă de spus, dar încă sunt cel puțin 2 principii foarte frumoase la care vreau să mă opresc pentru câteva minute. Versetele 13, 14 și 15. Ascultați și versete pe care noi le cunoaștem. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Mai departe, este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Al treilea lucru. Am numit lucrul ăsta foarte simplu, simplitatea unei vieți de sinceritate cu Dumnezeu. Cât de simplu. Ascultați. Este vreunul printre voi în suferință? Ce să facă? Du-te la medic, fă-ți analize, consultă-te, să te consulte medicul. Dar înainte de astea, roagă-te. Am un prieten credincios. Mi-a povestit într-o zi că a început să-l doară, nu știu, undeva în brațul. Soția l-a dat cu tot felul de unsor și alifii și creme și frunze de toate națiile. Și mi-a povestit toate procedurile pe care
le-a făcut, așa cu patos îmi spunea. L-am lăsat să vorbească și l-am întrebat, dar te-ai rugat? S-a oprit, zice, mă, nu m-am rugat. Bun. E vreunul în suferință? Să se roage. E vreunul cu inima bună? Să cânte. Doar atât de simplu. Se pare că asta trebuie să facem. Ne complicăm. De multe ori. Haideți să înțelegem că a trăi simplu și frumos cu Dumnezeu înseamnă să ai o viață de sinceritate simplă cu Dumnezeu. Știți că de multe ori credința noastră e atât de cerebrală. De multe ori ne gândim așa de mult și ne rugăm, Doamne, te rog să te atingi de mine ca să mă vindeci. Și pe urmă începem să gândim, dar oare cum? Oare cum o să mă vindece pe mine Dumnezeu? Știți că e foarte complicat să explicăm uneori cum lucrează Dumnezeu. Cum a făcut Domnul Iisus minunile pe care le-a făcut în Biblie? Nu ni se dă explicație. Ce a făcut la nunta din Cana cu apa? Cum a transformat două molecule de hidrogen și una de oxigen într-un produs organic care este vinul? Nu știu cum a făcut-o. Cert e că a făcut-o. Cum i-a deschis ochii orbului? Creând tot ceea ce e în organismul nostru atât de sofisticat. Cum i-a spus ologului pe care l-au coborât prin acoperișul casei și l-au pus în fața Domnului și Domnul i-a zis doar, ridică-ți patul și umblă. La un cuvânt al lui Dumnezeu, mușchii, tendoanele, articulațiile au prins viață. Nu știu dacă Dumnezeu a poruncit prin cuvântul lui și diviziunea celulară s-a multiplicat de 1 milion de ori și au început să crească mușchii pe oase, nu știu. Cert este un lucru, Dumnezeu face lucrul ăsta. Dar ne gândim, ne rugăm și pe urmă ne gândim. Pot să vă dau doar câteva exemple foarte simple. Țineți minte de cei 3 tovarăși ai lui Daniel în cuptorul de foc. Nebucadnețar i-a aruncat acolo și motivul pentru care a făcut-o a fost că ei n-au vrut să se închine chipului de aur. Și acești 3 tineri, înainte de a fi aruncați în cuptor, legați, i-au spus lui Nebucadnețar, împărate, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Dar în caz că murim, au zis ei, și nu mai ieșim de acolo, vrem să știi, să nu îți pui întrebări, că am ezitat vreo clipă. În caz că murim, să știi că nu vom sluji dumnezeilor tăi. Nebucadnețar i-a aruncat mânios în cuptor, a poruncit să fie încălzit cuptorul de 7 ori. Și la un moment dat cineva i-a zis, vezi că avem o problemă cu ăștia, se plimbă liber. Șadrac, Meșac și Abednego. Se plimbau liber în cuptor. Nu știu, stau să mă gândesc, se duceau într-un colț și ziceau, oare câte grade ori fi aici? 4.000, 5.000 de grade? Veneau înapoi. Zice Biblia că i-o scos din cuptor, nu miroseau nici a fum. Dragii mei, asta e credința simplă, sinceritate. Cred că Dumnezeu mă vindecă. Dar indiferent care e rezultatul, voi rămâne fidel lui Dumnezeu. Haideți să învățăm ceva în această seară din ce spune Iacov, în ce înseamnă a clădi pe temelia care este Iisus Hristos. Trăiește simplu înseamnă să trăiești fără poveri, înseamnă să trăiești neconflictual, înseamnă să trăiești sincer cu Dumnezeu. N-ați vrea să nu mai gândim atât de mult la cum face Dumnezeu lucrurile și mai degrabă să avem acea sinceritate și profunzime în a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Cum face Dumnezeu sunt detalii. Ceea ce avem noi ca datorie este să ne încredem în El. Și mai un lucru aș vrea să spun. Zice Biblia și sunt versetele de la 7 până la 10, voi citi doar spicuire așa. Zice Biblia, fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și l-așteaptă cu răbdare. Versetul 8, fiți și voi îndelung răbdători.
Un al patrulea lucru foarte simplu. Viața simplă înseamnă simplitatea unei vieți trăite cu răbdare. Aveți răbdare, fraților? E greu cu răbdare, așa-i? Trăim într-o societate în viteză. Toată lumea se grăbește, nimeni n-are timp să aștepte. Nu vedeți, nici măcar culoarea roșie a semaforului nu mai înseamnă mare lucru. Nu poți să aștepți. N-ai alea 25 de secunde să aștepți. Ne grăbim. Știți ce zice Iacov? Dacă vrei să te bucuri de viața cu Dumnezeu, viața frumoasă, învață să ai răbdare. Gândiți-vă că omul care merge, de exemplul plugarului, merge și aruncă sămânța în pământ și așteaptă. Așteaptă. Știți de ce e bine să învățăm răbdarea? Și cu asta închei. Și așa apoi să ne rugăm în seara aceasta. Răbdarea e foarte bună, că în răbdare învățăm ceva ce nu putem învăța în nicio altă modalitate. Și anume, răbdarea are capacitatea incredibilă de a ne simplifica viața. Cum? Cred că cea mai mare provocare a vieții noastre nu este alegerea partenerului de viață neapărat, sau a carierei, sau așa mai departe, ci cea mai mare provocare a vieții este să avem încredere că Dumnezeu, care ține totul în mâna Lui puternică, are timpul hotărât să lucreze la tot ceea ce ține de noi. Asta înseamnă să ai răbdare după Dumnezeu. Știu că ne rugăm și am vrea să ne răspundă Dumnezeu, dar sunt atâția oameni în Scriptură care au așteptat. Avram a fost omul căruia Dumnezeu i-a promis un fiu. Nu știu dacă ați făcut calculul, dar Avram a așteptat 25 de ani ca să se nască Isaac. Iosif a așteptat 12 ani în închisoare, nevinovat, ziua în care să fie eliberat. A intrat un adolescent și a ieșit la aproape 30 de ani din închisoare. Moise a așteptat 40 de ani păzind oile socrului său. Iov a avut răbdare cu Dumnezeu. Deși nu înțelegea, observați, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov. Și știți ce îmi place foarte mult? Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Răbdarea aduce cu sine revelație. În timp ce aștepți ca Dumnezeu să lucreze, Îl cunoști pe Dumnezeu cum n-ai mai făcut-o înainte. Vreau să vă provoc în această seară. Haideți să învățăm să fim răbdători. Societatea ne învață, mersul lumii ne învață să fim nerăbdători. Nu mai avem răbdare cu copiii noștri, nu mai avem răbdare cu nimeni. Dacă ni se spune ceva, în loc să răspundem, reacționăm. Și zice că nu mai avem răbdare. Uneori Dumnezeu vrea să ne bucurăm de viață învățând răbdarea. Dacă te rogi înaintea lui Dumnezeu și ai o cauză înaintea Domnului, așteaptă cu răbdare ca Dumnezeu să lucreze. Zice de fapt psalmistul, așteaptă în tăcere răspunsul și ajutorul Domnului. Dar în tăcerea aceea nu stai fără să faci nimic, ci în tăcerea aia înveți ceva din inima lui Dumnezeu, înveți ceva din caracterul lui Dumnezeu, pentru că răbdarea aduce cu sine revelația. Răbdarea aduce cu sine încrederea în Dumnezeu. În răbdare descoperi adevărurile ascunse. Așa în această seară să mergem înaintea Domnului și să ne rugăm ca în viața noastră ceea ce clădim, să clădim pe Hristos, în primul rând o viață despovărată. Scapă de orice povere ai. Ai o problemă spirituală, nu amâna la nesfârșit, rezolvă-o. Asta zice Iacov. 2. Învață să trăiești neconflictual. În tine însuți, cu cei din jurul tău, în lumea și în existența ta. 3. Învață simplitatea unei vieți de credință cu Dumnezeu. Și în al patrulea rând, învață simplitatea răbdării. S-ar putea ca în răbdare Dumnezeu să te învețe lucruri de care ai mare nevoie. Știți ce îmi place tare mult? Când se gata cartea lui Iov, dacă citiți de la început,
Zice Biblia că Iov era un om foarte bogat, e o listă acolo. Avea mii de cămile, o grămadă de slujitori, o grămadă de animale, era un mare om de afaceri. De fapt, istoria laică spune că Iov a fost cel mai bogat om de pe fața pământului la vremea când a trăit el. Și cartea lui Iov se încheie cu o afirmație pe care vă o reamintesc. Anii de pe urma lui Iov, știți cum au fost? Mai buni decât cei de la început. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune sinceră, să spunem, Doamne, vreau să clădesc aceste lucruri simple în viața mea și prin ele să te cunosc mai bine.